Veronica Rădulescu vă prezintă știrile Canal Sud. Bun găsit! Astăzi, 27 septembrie, în jurul orei 9:30, un autoturism condus de un tânăr de 26 de ani din comuna Chirnoci, care circula în localitatea Grădiștea pe DN31, nu a adaptat autoturismul la condițiile meteo care erau nefavorabile. Ulterior, acesta a pierdut controlul volanului, a părăsit carosabilul, intrând în coliziune cu un stâlp, apoi s-a răsturnat. În urma accidentului nu au rezultat victime. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Traficul nu a fost blocat, circulația s-a desfășurat pe un singur sens în timpul cercetărilor. Ați fost de față în momentul accidentului? Da. Cum s-a produs acesta? A venit după șosea direct, așa, unde vedeți răsturnat acolo. V-ați speriat? Speria normal, că eram toate trei, vorbeam aici, dacă nu eram atentă să fiu eu cu fața așa încolo, ne omoră pe toate. Dar eu am fost, adică m-am uitat, n-am știut eu că vine mașina. Și în timpul ăla am văzut că vine mașina așa și atunci am început să țip și am zis ne omoară și am tras-o pe cum m-am intrat în curte. Ne-am uitat. Ea era deja acolo. Și cu cine a venit în ajutorul băieților? Din mașină, fata a scos-o în urme. A ieșit și ea. A ieșit și tu, nu? Da, a tras-o și în urme, pe geam. Și cum erau aceștia? Vă dați seama că nu s-a revenit nici acum. Vă dați seama că era... A venit salvare să-i dea primul ajutor, a plecat, a venit alta. A fost... Asta e viața. Păi s-a întâmplat în fracțiune de secundă. A ieșit a venit din fața lui, el a intrat în depășire, acolo este iarba udă și a patinat. Și de acolo n-a putut să mai controleze mașina. Și a intrat undeva în rădăcina aia și de acolo în stâlp ăla de energie. Și acolo a rămas. Era singură mașină? Doi. Au ieșit câte unul, unul pe parte. Au intervenit băieții, au tăiat borna de la baterie, că ieșea fum. Asta e. Primăria municipiului Călăraș a organizat astăzi, 27 septembrie, Nunta de Aur, sărbătoarea împlinirii a 50 de ani de căsătorie a cuplurilor cu domiciliul stabil în municipiul Călăraș. 46 de cupluri au fost prezente la ceremonie sărbătorind dragostea. Părinții și bunicii noștri merită toată atenția și respectul nostru, iar un astfel de eveniment reprezintă o încununare a prețuirii pe care le-o purtăm pentru devotamentul și dragostea cu care ne-au crescut. Nunta de Aur este asociată cu prosperitatea, afecțiunea și optimismul, iar legătura cu acest metal prețios este aceea că o astfel de relație de lungă durată este puternică și rezistentă. La mulți ani și Casa de Piatră. Ședea Dumnezeu. În continuare. Spuneți-mi, vă rog, cum este viața după 50 de ani de căsnicie? Este în felul următor. Avem un băiat, o noră, un nepot și diabet. Sunteți tare este, simpatică. Este foarte frumos că am petrecut și relele și punele împreună. Și cum ați făcut să depășiți acele momente de cumpănă? Că în viața fiecărui om sunt momente de cumpănă. Cum ați trecut? Au fost, dar cu răbdare, cu mult bun simț, respect unul față de celălalt. Și am trecut. Care sunt ingredientele importante dintr-o căsnicie? Comunicarea, în primul rând, înțelegerea unul față de altul și multe. Și, în general, să mai uiți anumite chestii sau să le treci cu vederea. Da.
ce sfaturi le dați tinerilor care atunci când se află într-un impas al căsniciei lor și consideră că nu mai găsesc soluție? Să aibă răbdare, să aibă înțelegere unul față de altul și să încerce să depășească cu mult tact, cu mult tact să depășească tot ce... Petrecere frumoasă! Mulțumim, mulțumim! Cum este viața după 50 de ani de căsnicie? Copii, grijă de nepoți. E greu, dar e frumos. Asta e rostul vieții. În ziua de astăzi sunt atât de multe probleme cotidiene, să le numim. Bănuiesc că așa era și înainte. Cum ați depășit și cum ați făcut față tuturor provocărilor pe care le-ați întâmpinat? Cu răbdare, cu speranță, cu dragoste și cu credință. Cum va fi viața dumneavoastră de astăzi înainte, că veți merge pe 50 plus? O să fie bine până la sfârșit. Mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns și până aici. Eu mă bucur că ați avut timp și v-ați răpit de timpul dumneavoastră prețios să veniți să petrecem azi împreună. 50 de ani înseamnă o viață de om, 50 de ani înseamnă foarte mult și poate cineva să ne spună la un moment dat ce înseamnă să trăiești 50 de ani cu un om, cum ați ajuns să trăiești 50 de ani lângă acel om, ca să ne învățați și pe noi ce înseamnă 50 de ani de căsătorie. Eu vreau să petreceți azi, pentru că meritați. Eu vă spun de acum mulți, mulți ani împreună și cu sănătate. Care este secretul unei căsnicii atât de longevive? Secretul acestei căsnicii constă în faptul că trebuie să fim empatici atunci când sunt anumite tulburări și trebuie să fim explozivi atunci când într-adevăr bucuria îți deschide ușa și sufletul. Și mai ales bucuria noastră și longevitatea vine și din realizările pe care le au copiii, pentru că vai de părinții care ne ascultă de copii. Și noi am ascultat și generația voastră tânără este cea în care noi ne punem speranța astăzi. Vă mulțumim pentru invitație. Mulțumim, mulțumim, mulțumim și noi. Și vă urăm casă de piatră. Mulțumim, mulțumim. Să dea Dumnezeu să vă vedem, să venim și noi la nunta voastră. Da, ne-am serbat și nunta de aur cu foștii prieteni și într-adevăr trăiesc și a fost o bucurie deosebită să ne întâlnim după atâția ani. Da. Oricum mulțumim autorităților locale, aleșilor, pentru inițiativa lor deosebită. Și ceea ce mă bucură, pentru că ați vorbit de autorități locale, este că în persoana domnului primar și nu numai, există atâta flexibilitate, indiferent de nivelul de conversație sau de dialog. Și am observat acest lucru cu atenție și, într-adevăr, îi doresc să rămână la fel de flexibil și să asculte ceea ce lumea călărășeană zice, pentru că într-adevăr este respectat și iubit. Vreau să știu și eu secretul unei căsnicii atât de longevive. Secretul familiei mele de a rezistat atâția ani au fost fericirea, iubirea și înțelegerea reciproc. Căsnicie frumoasă, prietenie frumoasă. Doamne ajută să fie în continuare. Doamne ajută să fie în continuare. La toată lumea le doresc fericirea care am avut-o eu până la 50 de ani. Primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, vizibil emoționat, a oficializat căsătoria pentru cele 46 de cupluri, aceștia spunând un da hotărât și la unison. Cetățene, Achim Dumitru, Alecu Petre, Anghelion, Scântei Mihai, Socola Iulian, Stanciu Chirea, Tomoșoiu Tudor, Tudose Leon și Vasile Ion. De bună voie și nesiliți de nimeni, luați în căsătorie pe cetățeana Achim Ioana, Alecu Mariana, Angel Stella, Anton Maria, Stanciu Georgeta, Tomoșoiu Constanța, Tudose Floarea și Vasile Florica. Și acum aștept. Ce se spune? Asta aștept, da. Felicitări!
constat că au fost îndeplinite toate condițiile cerute de lege și vă declar recăsătoriți. Felicitări și petrecere frumoasă! O clădire veche de peste un secol care nu a mai fost renovată de zeci de ani și așteaptă soarta pe malul brațului Borcea. Construcția impunătoare din Parcul Central este la un pas de prăbușire. Cu mai multe detalii vine colega mea, Ana Maria Giol. Bună, Ana! Bună, Veronica, bun găsit! Astăzi a avut loc un incident neplăcut aici în Parcul Central, unde fosta clădire a cinematografului Victoria, care odată servea pentru divertismentul călărășenilor, a devenit un adevărat pericol pentru cetățeni. Colegul meu vă arată în acest moment o bucată din balustrada de beton care a cedat din cauza condițiilor meteo și din cauza trecerii timpului. Află tot ce contează în Călăraș și nu numai. Privește Canal Sud TV. Citește Observator de Călăraș. Ascultă Radio Voce Scampii. Actualitate, divertisment, monden, reportaje. Privește, citește, ascultă. Fii informat. Canal Sud Media. Spitalul Județean de Urgență Călăraș continuă să primească de la Ministerul Sănătății echipamente medicale prin intermediul unui proiect al Consiliului Județean demarat în anul 2018. Chiar în data de 26 septembrie, două mese noi de operație au intrat în dotarea blocului operator potrivit administratorului public al județului Călăraș, Bogdan Mihai. Până la sfârșitul anului, instituția medicală de pe malul Borcei se va îmbogăți cu alte astfel de echipamente, printre acestea numărându-se și aproximativ 200 de paturi noi. După cum știți, acum ceva timp am anunțat că Spitalul Județean de Urgență primește cea mai mare finanțare pe dotări de echipamente din ultimul an. Vorbim de un proiect inițiat de Vasile Iliuță în ceea ce privește dotarea spitalului cu echipamente, cu o finanțare de 90% de către Ministerul Sănătății și 10% din bugetul Consiliului Județean. Cum spun mereu, ideea de a aduce normalitate implică o muncă constantă și vine de la orice. Vine de la atitudine, vine de la echipamente, vine de la medici. Normalitatea vine pe toate planurile. Să nu ne imaginăm că ea se întâmplă singură. Se întâmplă printr-un efort susținut al oamenilor din Consiliul Județean și din spital. Cu sprijinul, desigur, al colegilor din DSP, al colegilor din Casa de Sănătate, dar totul reprezintă reprezintă o activitate continuă. Dacă mă întrebați de cifre, vorbim de un proiect în valoare de aproximativ 14 milioane de lei și aici incluzând și finanțarea de 10% a Consiliului Județean, pot să vă spun că până la acest moment au venit jumătate din echipamente și până la sfârșitul anului vor să mai vină jumătate. Practic, ceea ce ați văzut până acum postând pe Facebook, în curtea spitalului, aceste lucruri o să vină cel puțin în același procent, o să vină până la sfârșitul anului. Ar fi șocant să vedeți cum erau echipamentele pe care noi le scoatem acum din spital și cum sunt acestea. Începând de la mese de operații, de la echipamente pentru intervenții chirurgicale, non-chirurgicale, de la echipamente și piese de mobilier medical. Practic, ușor, ușor lucrurile se schimbă. Dar ce mă spăimântă pe mine și cumva e propriu să mă spăimântă, dau seama, dar când se vor termina toate astea? Pentru că pe unde mergem găsim ceva de schimbat. Și de aici ideea că trebuie să facem fiecare zi. Revenind la aceste echipamente medicale, aș vrea să spuneți ce anume ați primit până acum. Sunt foarte multe echipamente. Discutăm de la mese de operație, cele recent aduse, de la fișete, de la paturi. Urmează să vină paturi. Chiar urmează, cred că 200 sau 180 o să vină din nou. Echipamente de nebulizare pentru copii, pentru... mai erau cele de electrocauter. Nu, adică, cum să vă spun, sunt foarte multe zone, e greu de spus. Chiar un aparat de dializă
a fost recuperista de investiții și a și venit. Sunt foarte multe. În prezent se lucrează la înființarea rețelei de canalizare și a stației de epurare în comuna Dragoș Vodă din județul Călăraș. Viceprimarul localității, Adrian Drăghici, a declarat pentru Canal Sud că stadiul investiției este de 75%. De asemenea, acesta ne-a precizat că în satul Bogdana a fost finalizat sistemul de alimentare cu apă. Însă, deși lucrarea a fost încheiată, există o problemă. De aproximativ 4 luni, administrația așteaptă racordarea la energie electrică a stației de apă și se pare că ar mai avea de așteptat încă vreo 3 luni, printre cauze numărându-se și birocrația. Se lucrează încă la înființarea rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Dragoș Vodă. Stadiul lucrărilor este de 75%. Avem înființare sistem de alimentare cu apă în satul Bogdana, unde lucrarea este încheiată, ca să spunem așa. S-au finalizat lucrările, avem un pic de așteptat din cauza Enel-ului. Așteptăm racordarea la energie electrică a stației de apă. Uh-huh. Cam de cât timp așteptați? Vă spun drept, așteptăm de vreo 4 luni și din câte se pare va trebui să mai așteptăm 2-3 luni. Dar de ce? Din ce cauză? Transformatorul electric care este montat în momentul de față în satul Bogdana nu permite adăugarea ca și consumator a stației pe el și atunci trebuie schimbat transformatorul. Trebuie schimbat transformatorul, redimensionat pentru consumul casnic din satul Bogdana și pentru stație. Și din cauza asta și din cauza birocrației și documentelor care ăla e bun, ăla ne omoară. Timpul trece, oamenii și noi așteptăm pentru că avem o lucrare terminată și este păcat să nu ne folosim de ea, pentru că de asta este făcută, să se folosească toată lumea de lucrare de apă respectivă, că până la urmă e vorba de apă. Și da, sperăm să o rezolvăm și pe asta. Biblioteca județeană Alexandru Odobescu din Călăraș, cu sprijinul Consiliului Județean Călăraș, vă invită să participați la un eveniment cultural organizat la nivel național, cea de-a 13-a ediție a Nocturnei Bibliotecilor, numită simbolic Share Location at Bibliotecă. Evenimentul va avea loc în data de 30 septembrie, începând cu ora 18. Campania de activare nocturnă a bibliotecilor din România a fost inițiată de Asociația Națională a Bibliotecilor Publice din România. Nocturna Bibliotecilor este un eveniment inițiat de Asociația Națională a Bibliotecilor Publice din România. Este a 13-a ediție și se încearcă ca toate bibliotecile din țară să aibă porțile deschise pentru comunitățile pe care le deservesc. Ce evenimente vor avea loc în acea zi? Vom avea o seară plină de surprize, în care, în primul rând, împrumutul de carte, pentru că el este obiectul nostru principal, va putea fi făcut până la cele mai târzii ore din noapte. Vom avea expoziții de carte, călătorii culturale în jurul lumii, susținute de voluntarii noștri, care promovează fiecare câte o zonă geografică a lumii. Vom avea cerc literar, lansare de carte la Sala Perspective a Bibliotecii, o lansare de carte a unei călărășence de 29 de ani, Ionela Raluca Barbu, Roz Nord se numește cartea și este un roman SF. Vom avea întâlnire cu tehnologia la laboratorul Smart, unde cei care ne calcă pragul se pot întâlni cu ochelarii VR, cu creioane 3D. Vor vedea niște aplicații pe care colegul nostru le pregătește pentru dânsii. Avem un club pentru seniori la etajul 4, unde este mediateca bibliotecii, unde clubul se numește Remember the Time. Adică dânsii își vor aminti de din vremurile trecute, prin filme, muzică veche. Ce mai avem noi? O să avem un fotocorner, ateliere creative pentru copii la etajul 2 și la ludotecă, atât pentru juniori cât și pentru școlari. De asemenea, avem deschisă și filiala de la Orizont, care
Și acolo vor fi cluburi de lectură, ateliere de bricolaj, expoziții de carte și împrumut, în primul rând, împrumut de carte. La ce oră începe și la ce oră se va termina evenimentul? Va începe la ora 18, în continuarea programului nostru. Noi avem program până la ora 18 și în continuare vom desfășura activitățile propuse și ne vom duce până la ora 23. Dacă vor fi utilizatori mulți, rămânem chiar până la orele 24. Ministerul Apărării Naționale desfășoară prin biroul informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Călăraș activități de informare și înscriere a cetățenilor din județul Călăraș, bărbați și femei, pentru posturile de soldat, gradat profesionist, seria suplimentară 2022. Sunt 1695 de locuri disponibile pentru soldat gradat profesionist. Perioada de înscriere a candidaților este cuprinsă între 19 septembrie și 24 octombrie 2022. Este necesar ca cei ce se vor înscrie să aibă cetățenie română și domiciliul în România de cel puțin 6 luni, să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni, să nu facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice, să nu facă parte din organizații interzise de legislația română, să nu aparțină unor culte sau asociații religioase, să nu fie asociat unic, ori să participe direct la administrarea unei asociații, să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și cel mult 45 de ani, să fie absolvent ai cel puțin primilor 2 ani de studiu din învățământul secundar superior. Armata oferă ceea ce își dorește orice tânăr aflat în momentul crucial al alegerii drumului în viață, respectiv educația gratuită, o bună pregătire profesională, un loc de muncă la finalizarea studiilor, posibilitatea de afirmare și construirea unei cariere, un trai decent garantat de un venit sigur și atractiv. Jurnalul Canal Sud se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și nu uitați să ne urmăriți pe canalul nostru de YouTube și să vă abonați la acesta pentru a fi la curent cu cele mai proaspete informații sau dacă sunteți martorii unor evenimente ce pot deveni știri, ne puteți trimite imagini pe WhatsApp la numărul de telefon 0727 869957. Pe mâine!